fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru aceste familii minunate pe care vedem că Domnul le-a binecuvântat. Avem aici familia Urcacu, aduce la binecuvântare fetița lui, Domnul să o binecuvinteze. Familia Ștircu, Adrian și Gabriela, aduce la binecuvântare pe fetița Ana, Domnul să o binecuvinteze. Bilet mai lung. Nu scrie numele, dar avem aici Josefin. Jesef Josefin, Domnul să vă binecuvinteze. Peste tine
și să-ți dea pacea din sensul să fie. Amin. Astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta, a promis Domnul. Amin. Doamne Tată Ceresc, Părinte al binecuvântărilor, îți mulțumim, Doamne, că și în seara aceasta dăruiești binecuvântare peste copilași. Doamne, a Ta binecuvântare o dorim și peste Gisel, ca Tu, Doamne Dumnezeule, să o binecuvintezi așa cum ai rostit cuvântul acesta. Noi l-am citit, Doamne, dar Tu odată l-ai rostit și El rămâne pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care dă binecuvântare și pe care știm că îl pui astăzi peste copilași. Doamne, îți mulțumim pentru copilașii care îi ai binecuvântat și pe aceștia pe care îi binecuvintezi și în seara aceasta, printre ei și Gisel, de înaintea Ta, Doamne, și Te rog să-ți pui mâna Ta peste ea, s-o împresori și înainte și pe dinapoi. De jur împrejur să-ți pui îngerii Tăi păzitori, s-o păzești de boală, de accidente, de vremuri grele, s-o păzești de planurile celui lău, de lume, de tot ce este rău, Doamne, păzește-o Tu. Te rog, Doamne, s-o faci să crească și în creșterea ei, Doamne, să Te caute pe Tine. Să crească, Doamne, atât fizic, cât și spiritual, sănătos înaintea Ta. Binecuvintează cu minte înțeleaptă, Doamne. Fă-o să fie în viață cap și nu coadă. Să fie, Doamne, în planul Tău și să rămână în planul Tău pentru veșnicie. Te rog să-i păstrezi numele scris în cartea vieții pentru întreaga veșnicie, Doamne. Mai mult decât știm să cerem noi, Te rog să-mi fărtuiești Tu și îți mulțumesc cum vei face. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Anita Șchirbul aduce la binecuvântare pe Ana. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Ana. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ana. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ana. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în seara aceasta împreună cu biserica Ta, împreună cu familia Știrbu, îți binecuvântăm numele căci este mare. Ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie și de-a lungul generațiilor ai binecuvântat oameni. Și îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că și de data aceasta, Doamne, în dreptul lui Ana, Tu vei rosti binecuvântare, vei așeza Ta binecuvântare. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog să-i binecuvântez trupul cu o creștere normală, armonioasă, potrivit cu vârsta la care se găsește și cu vârsta la care va fi în viitor. Tată scump care ești în ceruri, noi știm că toate lucrurile vin de la Tine și sunt prin Tine și rămân în existență prin Tine. De aceea chemăm numele Tău în continuare peste această fiica Ta, Ana. Doamne, mă rog într-un mod deosebit, protejează-o Tu de cel rău. Orice atacuri privitoare a trupului, a duhului și a sufletului, ea să beneficieze de protecție în numele Domnului Iisus Hristos. Tată scump din ceruri, mă rog să o binecuvânteze Domnul din lăuntru. Dăruiește înțelepciune, Doamne, pentru viața aceasta și mai mult ca oricând și mai mult ca orice. În lume va avea nevoie de înțelepciune duhovnicească. Dăruiește-o Tu, Doamne Dumnezeule, și ajută-o ca totdeauna să fie sus și niciodată jos. Totdeauna să influențeze într-un mod pozitiv oamenii cu care va intra în contact și potrivit cu voia Ta pe care Tu o ai privitor la ea, să dai înțelepciune părinților în creștere, în educație și privitor la ea. Toate planurile pe care Tu le-ai făcut dinainte de veșnicie să se împlinească în ființa ei, pentru ca Tu să fii glorificat, slăvit și binecuvântat. Îngrijește-te de toate nevoile ei și pentru totdeauna
mâna bună ta să fie întinsă peste ea, făcându-i bine în fiecare zi și păstrând-o în harul tău. Păzește-o de orice atacuri de boală, de suferință, orice gânduri ale celui rău făcute nascuns în dreptul acestei ființe, Tată scump din ceruri, să fie anihilate și prin puterea ta să crească pentru gloria și pentru slava ta. O punem în mâna ta pentru totdeauna și păstrează-o în harul tău. La vremea potrivită, descoperă-i voia ta, descoperă-i deja ajută-i să fie o slujitoare a ta pentru tot restul vieții. Pentru Gabriela, care a dus în existență, Sfinte Tată, mă rog să o binecuvântez. Mâna bună ta să o însoțească, Doamne Dumnezeule, dacă are nevoie de sănătate în trup, în numele Domnului Iisus, dăruiește-i sănătate, Doamne, putere fizică, înțelepciune din partea ta să poată să-și crească familia pentru gloria ta. Pentru Adrian, ca și tată, Doamne, mă rog să-l binecuvântez. Înțelepciune de sus și autoritate din partea ta să-și conducă familia înspre scopul etern de care dai cu privire la ei. Îți mulțumesc, Doamne, că mai mult decât am cerut noi această familie și în special Ana va primi din partea ta, că Tu ești Domnul. Fii lăudat, slăvit și binecuvântat în veci. Amin. Te stăvesc, Doamne, și îți mulțumesc în mod deosebit că astăzi stau pe Cântul Tău cel Sfânt, Doamne, cu întreaga familie. Îți mulțumesc pentru cea de-a cincea binecuvântare în cortul nostru, Doamne. Îți mulțumesc că după ce eu, ca Tată, mi-am pus mâinile peste ea, îți mulțumesc că astăzi, prin slujitorul Tău, după cuvântul Tău, ai dat binecuvântarea Anei, Doamne. Îți mulțumesc că s-a născut sănătoasă, îți mulțumesc că s-a născut într-un loc pașnic, Doamne, ferit de accidente, de război. Îți mulțumesc de asemenea pentru soția mea, că e sănătoasă, Doamne, în urma nașterii. Te slăvesc că bratul Tău puternic a fost asupra noastră pe tot parcursul acestei sarcini, Doamne. Îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos pentru slujitorii acestei biserici, prin care Tu lași binecuvântarea Ta să curgă, Doamne. Îți mulțumesc pentru copiii care se nasc. Te rog să binecuvintezi mamele însărcinate, Doamne. Te rog frumos să binecuvintezi această comunitate frumoasă, extraordinară și ajută-ne să rămânem credincioși, Doamne, ca și părinți, Doamne, îți cer înțelepciune, dragoste și răbdare să știm să creștem acești copii minunați pe care mi-e credințat. În numele Lui Iisus Hristos să-ți mulțumesc că ne-ai ajutat. Amin. Tot ce faci, Doamne, și cel mai tare mulțumesc că sunt pus la rămânul acesta în pace, Doamne. Binecuvântarea aceasta ce mi-ai dat-o Tu, Doamne, și Doamne, îți mulțumesc pentru toate, Doamne, bine, Tatăl și Dumnezeu. Doamne, Tatăl Sfânt, îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, pentru acest copil. Te rugăm, Doamne, binecuvântează Tu și Doamne, ai lumea și dă-i, Doamne, inima înțelepciune, să știm să o prăzim, să leagă pe calea Ta, Doamne, și în toate să facă voia Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, pentru tot, pentru că e sănătoasă, pentru soția mea că e sănătoasă și am trecut mie peste tot aceste lucruri. Îți mulțumim și te rugăm, Doamne, ai lumea. Îl binecuvântăm pe Dumnezeul nostru, care este credincios și drept și dacă El a promis că va binecuvânta poporul Său, El ne va binecuvânta și credem că Dumnezeu a binecuvântat copilașii în această seară. În continuare, sora